Iubiți frați, mulțumesc dragilor mei prieteni, Laura și Ken, că mi-au oferit posibilitatea să vin să duc mesajul meu și al creștinilor ortodoxi, care simt alături de voi urgia deocamdată tăcută care se abate asupra bisericilor creștine. Din păcate, prea puțină lume îndrăznește să vorbească. Este vorba de revirimentul unei ideologii cumplite, numită marxism. Și va trebui să vorbim tot mai mult pe această temă. Marele teolog ortodox, Fyodor Dostoevski, care și-a exprimat concepția sa teologică prin nemuritoarele sale romane psihologice, a spus un lucru fundamental care exprimă esența Sfintei Scripturi și a Evangheliei în primul rând. De fiecare rău care se întâmplă în lume, și noi suntem vinovați. Dumneavoastră care ați venit aici, noi cei care suferim și suntem alături de părinții și copiii supuși unor chinuri inumane, înțelegem cel mai bine că, așa cum spuneau Sfinții Părinți, mântuirea mea sunt ceilalți. Nimeni nu se mântuiește singur. Eu în mântuirea mea am nevoie de cel de lângă mine, așa cum se spune simplu în Evanghelie, iubește pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată virtutea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu putem să nu iubim pe acești frații noștri creștini care trec prin chinuri cumplite, prin suferințe amare. A despărți pe părinți de copiii pe care îi iubesc și pe copiii care își iubesc părinții, a-i despărți cu așa brutalitate, este cel mai mare act de cruzime care poate fi imaginat. Sigur, cruzimea fizică este înfiorătoare, dar să sfâșii sufletul unui copil mic care se trezește noaptea și strigă mama, este, repet, cel mai cumplit act de cruzime. Sunt aici pentru că sunt mulți asemeni mie care nu pot să stea liniștiți în fața acestor răutăți. Se pare că trăim într-o Europa, cum e numită, post-adevăr și post-creștină, o Europa care strigă că este în progres sau progresistă și, de fapt, involuează cumplit la răutățile și instinctele omului barbar primitiv, la comuna primitivă. Pentru că acest progresism nu este decât o întoarcere la toate răutățile egoismului, ale individualismului, ale poftelor fără limite, ale iraționalității și ale răutăților păcătoase. Consider că noi creștinii, de toate felurile de care suntem noi, ortodoxi, catolici, protestanți, dacă nu vom arăta un semn de unire și de apropiere unii față de alții în jurul crucii pe care s-a răstignit Mântuitorul nostru, atunci nu vom putea fi creștini cu adevărat. Să ne amintim că Mântuitorul ne cere să-i numim până și pe acești vrăjmași ai familiei creștine. Și pe ei trebuie să iubim și să le cerem cu smerenie, cu umilință, să lase familiile creștine în pace. Și chiar dacă nu ar fi creștini, dacă ar fi de altă religie, noi tot ar trebui să ne unim și să cerem să nu se facă nedreptate, să nu se lovească atât de cumplit în sufletele unor copii și a unor părinți. Noi, care majoritatea suntem părinți, știm că adevărata comoară pe care o avem pe acest pământ sunt copiii noștri, este familia noastră și prietenii noștri. De ce
trebuie să murim ca să aflăm dincolo de moarte că scopul nostru, în fond, n-a fost altul decât iubirea. Vă mulțumesc!